S-au dedicat oamenilor toată viața, au muncit și au învățat constant. Ba știu de câte unii care nu-și găseau odihna până nu-și vedeau pacienții repuși pe picioare. Poate ai citit și tu despre sfinții doctori fără de arginți, poate nu, nici nu are importanță. Modul în care s-au dedicat semenilor lor e ceea ce face diferența. Spunem despre câte unii medici, ca o har, dar numai ei, în forul lor interior, știu cu smerenie că sunt uneltele unei mâini mai presus decât ei. Medicul tratează, dar Dumnezeu vindecă. Și mai vindecă ceva, propria noastră credință că suntem bine în această temporară încercare care este boala. Desigur, o să mă întreb acum, bine, dar cum rămâne cu cei care pleacă dintre noi, fie din cauza unei boli incurabile, fie chiar cu zile? Am să-ți răspund că toți suntem aici în trecere și că de nimeni, dar de absolut nimeni, nu uită îl de sus. În prima parte vom discuta cu doctorul, profesorul Pavel Chirilă. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara, Doamne ajută! Doamne ajută, în partea a doua, celebrul actor Florin Piersic Junior. Junior, că nu, Florin Piersic, era să zic adevăratul Florin Piersic, mai greu de găsit prin studiourile noastre. Ce faceți, domn profesor? Bine. Vă urmăresc de aproape 30 de ani. Constant, nu s-a schimbat nimic în ideile dumneavoastră sau ele au fost îmbogățite? Aceleași principii? Nu ați obosit? N-am obosit că cred în tot ceea ce fac. E cel mai important lucru atunci? Cel mai important lucru. Să crezi. Mm. Și când am fost răpus și trântit la pământ, tot am crezut. Care e sentimentul pe care îl are un profesor, un doctor, așa cum sunteți dumneavoastră și cu credință în Dumnezeu, în momentul în care e la pământ? Care sunt resorturile care vă fac să vă ridicați? Cred că cel mai important mijloc de supraviețuire este să crezi în ideea respectivă. Să nu te lași zdrobit. Foarte mulți abandonează pe parcursul vieții ceea ce au gândit prima dată, să mai și deprimă și atunci se termină totul. Deci credința, a crede în ceea ce faci, a crede în Dumnezeu, sunt cele care dau echilibru și putere de a merge întotdeauna mai departe. Da, domnul profesor, dar e ușor de spus, greu de făcut. Nu e greu de făcut. Nu e greu de făcut pentru că dacă crezi, nici nu poți să-ți imaginezi altă soluție că există decât aceea în care crezi. Și atunci se rearanjează lucrurile în așa fel încât credința e peste toate. Dacă ar fi să a stat de vorbă cu bolnavi, a stat de vorbă și cu oamenii în general, da. Uite, aveți cât timp vreți dumneavoastră, aș vrea să ascult, să spunem, e mult spus un discurs, aș vrea să vorbiți despre filozofia dumneavoastră de a face oamenii bine, de, să spunem, tratamentele pe care le folosiți. Care ar fi discursul acesta? Care ar fi, să zic, această prezentare a profesorului doctorului Pavel Chirilă? Și a ceea ce face el, în primul rând. În primul rând, aș spune că ideea în care crezi trebuie să o afirmi cu putere. În al doilea rând, când spui lucrul acesta, trebuie să îl și urmezi. Că dacă nu îl urmezi, se cheamă așa că spui un lucru, dar nu e finalizat. E cel mai important lucru să credem în ceea ce spunem și la fel, vă rog, să nu dezicem niciodată.
Eu am finalizat acum câteva zile un spital la care am muncit 10 ani. Am fost de multe ori în situația de a renunța, de a abandona, dar n-am făcut-o niciodată. Știu că ne-am întâlnit acum, cred că 5-6 ani, erați la jumătatea drumului, era foarte greu să strângeți bani și vreau să le spuneți celor care ne urmăresc despre ce spital e vorba, unde e el și cât ați muncit pentru a face acest lucru. E vorba de un spital construit undeva la granița de vest a țării, într-un peisaj foarte frumos, la țară, care a început activitatea cu o cameră hiperbară. E printre puținele care există în România. Și surpriza a fost foarte plăcută când m-am trezit cu 3 miniștri acolo să îl inaugureze. Într-adevăr, după 10 ani, dacă e să mă raportez acum la câte piedici am avut, de câte ori m-am împiedicat, nu știu să spun. Dar cert este că a fost o bătălie permanentă pentru a reuși. Până și acest instrument care se cheamă cameră hiperbară, am avut o piedică pusă chiar și la aici. O tânără, să-i spun așa, a spus, eu nu sunt de acord cu acest instrument, pentru că el se folosește la cucoanele care își fac părul, își fac, nu știu, au așa o acțiune. Dânsa știa ceva, dar nu știa bine. Mi-a luat o lună și jumătate să bat la ușa diverselor ministere și miniștri până când am reușit. Câte locuri are spitalul, domn profesor? 45 de locuri. 45 de locuri. Este un spital nou? E un spital nou. Într-un peisaj extraordinar și acum funcționează doar așa, cu bolnavii care apelează la el și vin din diferite colțuri ale țării. Aveți medici care sunt angajați, care colaborează în momentul ăsta? Da, sunt medici care colaborează, dar când se va da legea... Când se va da legea? Păi când se va da legea? În fiecare an se dă o lege. În fiecare an. Am liniștit dacă se dă în fiecare an o lege. Dacă e să spuneam de prezentarea dumneavoastră, eu vă știu ce ați făcut, totdeauna vorbiți cu modestie. Vreau să vorbim un pic despre alimentație. Cred că primele lucruri pe care le-am aflat legate de alimentația, care este împotriva bolilor canceroase, sau este alimentația care te ajută să nu ajungi acolo. Vreau să ne vorbiți un pic despre asta. Care sunt principiile aici dumneavoastră? Sunt importante. Sunt importante, mai cu seamă că medicina clasică nu le respectă. Și noi trebuie să facem niște precizări de la început. Carnea și produsele de carne sunt contraindicate la canceroși. Dulciurile și produsele pe bază de dulciuri sunt contraindicate. Pâinea albă e contraindicată. Atât. Doar atât.
Dar, din păcate, mulți bolnavi se sperie de acest regim. De acest regim pe care îl consideră foarte auster, foarte... Dar nu e nimic de speriat. Și cât de greu este să aplici o astfel de dietă, până la urmă, sau un astfel de regim? Din experiența dumneavoastră, oameni cu care ați avut de-a face, oameni bolnavi, și nu numai bolnavi, pentru că nu numai oamenii bolnavi țin un astfel de regim, poate să țină și oamenii sănătoși. Am avut o singură întâmplare când un bolnav a intuit că vreau să-i opresc carnea și în momentul ăla s-a ridicat de pe scaun și a zis, nu mai vreau să stau la acest doctor. În momentul în care a spus asta? Da. Și asta voiam să spun. Avea un cancer de cap, de pancreas. Uh-huh. Deci... Rezultatele pe care le-ați avut dumneavoastră tratând bolnavii și eliminând aceste alimente despre care vorbeați mai devreme, carnea, pâinea, dulciurile și așa mai departe, în ce măsură s-au făcut bine, s-au vindecat, starea lor a devenit mai bună în experiența noastră de o viață, practic? N-am făcut o statistică, vă mărturisesc, dar se poate face oricând. La cancer e mai dificilă de făcut o analiză, pentru că cancerul și așa trăiește foarte variabil, trăind mai puțin, mai mult, mai puțin, mai mult, mai mult și tot așa mai departe. Uneori vedem că avem de-a face cu bolnavul care trăiește foarte mult. Nu știm niciodată când poate să moară. Dar cert este că medicina clasică ține foarte mult la perceptele ei. Și nu vrea să cedeze, ca și când ar fi imposibil. Și în ce măsură oamenii sunt dispuși să aleagă această cale propusă de dumneavoastră? Păi sunt dispuși pentru că au încercat prima dată medicina clasică și... Atunci, ca o ultimă soluție, vin și apelează la dumneavoastră. Da. Și care sunt sfaturile pentru cei care se află într-o situație de felul acesta, pe lângă sfaturile legate de dietă, de alimentație, așa cum spuneam mai devreme? Care sunt lucrurile cele mai importante pe care dumneavoastră le spuneți unui astfel de bolnav, de om, de pacient? Îl întreb dacă crede în Dumnezeu sau nu. Și îi spun că acest lucru este foarte important. Unii pacienți cred, alții nu cred. După aceea, sfaturile dietetice sunt foarte importante. Majoritatea vin cu niște sfaturi de la medicii obișnuiți, dar care nu au de-a face cu dieta pentru cancer. Citam aici într-un interviu la dumneavoastră, spuneți așa, bolnavii cu cancer vin la noi la terapiile alternative din mai multe motive. Odată pentru că nu au prejudecăți. Din păcate, foarte mulți sunt amenințați de medici oncologi să nu vină să la plante. Adică asta e amenințarea. Nu vă duceți că vă dau plante. În al doilea rând, unii nu răspund la tratamente alopate. Nu e vina nimănui. În al treilea rând, bolnavii care chiar răspund au efecte adverse destul de neplăcute la meditația chimică. La medicația chimică și atunci caută o soluție pentru a suporta medicația chimică și vin la noi. Da, așa este. Asta e realitatea. Vorbeați mai devreme despre credința în Dumnezeu și primul lucru atunci când vine un pacient
un bolnav la dumneavoastră, îl întrebați dacă el crede în Dumnezeu. Ați tratat și pacienți care nu credeau în Dumnezeu? Da, da, sigur. Uh-huh. Foarte mulți. Sunt așa numiți atei. Ei au dreptul la vindecare ca orice om, să nu se înțeleagă că suntem contra ateilor, dar noi îi facem precizare importantă că e bine să creadă. Că ar fi bine să creadă și ar ajuta mult mai mult. Ar ajuta mult mai mult. Perioada tratamentului. Aici ne păcăm greu cu bolnavii. Dar acest e bine să creadă, să convinge imediat bolnavul. Dacă el acceptă credința, imediat. Se vede în tratament, se vede în starea lui. Dar sunt oameni care au acceptat, care până atunci nu au crezut în Dumnezeu, au fost atei și în momentul în care au venit la dumneavoastră și le-a spus lucrurile astea, au început să creadă cu adevărat? Da, sigur. Sunt și... Au văzut că se deschide ceva. Și ce s-a întâmplat din punct de vedere al tratamentului, al stării generale a lor? S-au schimbat lucrurile în bine? S-au schimbat lucrurile în bine. Dar e greu să vină peste noapte credința. De asta întrebăm. Da. E un tur de forță în momentul acela. Să descopere bolnavul că crede în Dumnezeu, cu toate că până atunci n-a crezut. Da, se poate întâmpla se și asta. Se poate întâmpla și asta. În cazul cel mai fericit. Am înțeles. Pe lângă tratamentul de care vorbeam, credința în Dumnezeu, e nevoie și de o consiliere psihologică pentru oamenii care sunt bolnavi de cancer. Pentru că în momentul în care ți se dă ți se pune acest diagnostic, e ca un verdict într-un fel sau altul. Cum faceți asta? În ce constă această consiliere, în acest tratament psihologic, să-i spunem? Aici o să vă spun că cel mai adesea ne sprijinim pe un psiholog. Bolnavii nu se așteaptă. Tocmai aici e punctul nevralgic. De ce oare? Se întreabă. De ce oare? Trebuie să cred eu, cu toate că până acum această credință nu mi-a fost impusă. Nu a fost impusă de nimeni. Nici de medicul alopat. Care medic alopat ar putea să-l sfătuiască. Dar nu face. Bolnavul vine de obicei fără să mai aibă vreo speranță că se mai rezolvă ceva? Da. E o întrebare importantă. Se simte abandonat de restul comunității? Ce se întâmplă în relația lui cu familia? Se simte abandonat. Chiar dacă toți din jurul lui sunt asupra lui și încearcă să-l tonifice în toate felurile. Încearcă să-l ajute, să-l sprijine și așa mai departe, să fie alături de... Nu prea... Nu ajută lucrurile. Nu prea au succes. Trebuie să apelăm și la un psihiatru dacă e nevoie, pentru că e lupta cea mare. Chiar că e lupta cea mare și poate fi ultima bătălie pe care pacientul, omul poate să o dea.
Și cum ați făcut față disperării pe care ați văzut-o de atâtea ori în ochii oamenilor care au venit să vă ceară ajutor? Și în ce măsură ați reușit să le dați încrederea în ceea ce vor urma să facă? E o problemă dificilă, bolnavii. Însă e dificil, dar totuși nu e imposibil. Pentru că în momentul când le induce această speranță, el capătă niște sentimente bune. Care pot fi începutul acestei bătălii. Că deseori medicii clasici zice, da, domne, ți-am spus că mori. Au astfel de dialog. Ale spune da. Frust în față că o să moară. El bolnavul caută, mai caută soluții, dar totuși resorturi, parcă, soluții, parcă căi. E o cale. Mm-hmm. Și spune uneori chiar o năzbâtie care nu merge. Mm-hmm. Dar dumneavoastră a spus vreodată unui bolnav lucrul ăsta pe care îl spun medicii clasici, așa cum îi numiți dumneavoastră? Nu. Dar totuși nici formula termină odată, domne, că știi că mori. Nu pot să o spun. Chiar dacă știi că e așa. Că e prea dur. Trebuie să aibă speranțe tot timpul bolnavul. Și aceste speranțe uneori îl tonifică și îl fac bine. Îl fac să înceapă un nou drum, să caute această cale, să meargă pe ea, să se salveze cumva. Da. Pentru că lupta pentru supraviețuire. Da, sunt oameni care cedează de la bun început, sunt copleșiți de asta și nu mai vor să facă nimic. Avem și astfel de situații. Sunt cu speranțele pierdute. Și nu mai caută nimic în momentul acela. Se abandonează. Se abandonează. Domnule profesor, ne oprim pentru o scurtă pauză și continuăm dialogul nostru. Continuăm emisiunea din această seară, așa cum ați văzut prima parte, profesorul Pavel Chirilă, un profesor la care eu țin foarte mult, în partea a doua, Florin Piersic Junior. Domnule profesor, care sunt lucrurile care v-au afectat cel mai tare în perioada asta a pandemiei? Sunteți un om puternic care a văzut și a trăit atât de multe. Ce a însemnat pentru noastră pandemia? Cum v-a afectat? Cum a simțit această nebunie în care a intrat lumea într-o procedură, cum se spune, de breaking news, 24 de ore din 24, de mai bine de un an? Eu cred că e o exagerare. Așa pot să o caracterizez. Ați făcut COVID? Ați avut COVID? N-am avut. Nu ați avut, nu? Nu. Odată am avut impresia că este. Care ați avea? Dar v-ați protejat tot timpul? Da. M-am protejat tot timpul. V-ați protejat. M-am văzut cu mască și aici când ați venit. Credeți că s-a schimbat lumea? Apropo de oameni, vă întâlniți cu atât de mulți oameni bolnavi care au trecut prin asta, dar au și boli mai grave. În ce măsură credeți că lumea ne-a schimbat și a schimbat oamenii? Văd că o serie de boli care erau tratate cu
maximum de atenție, sunt lăsate pe planul 2 sau 3. Asta este un lucru important pe care bolnavii îi observă ei înșiși. Și din punctul ăsta de vedere e o exagerare. Cred că o să se convingă de această exagerare, dar... Credeți că s-a terminat în momentul ăsta pandemia în România? Nu cred că s-a terminat, pentru că oamenii parcă și-o doresc cumva așa. Cum așa? Zic că... Așa. Își doresc să li se ia drepturile și așa mai departe? Aproape. De ce ați avut sentimentul ăsta? Apropo de tot ceea ce s-a întâmplat, de felul în care s-au comportat? Da, sigur. Mm-hmm. Sigur. O să vi se pare bizar așa. Nu neapărat, da. Nu neapărat. Pentru că, uite, vă dau un exemplu apropo de ceea ce vorbeați. Mă uit acum că în continuare pe stradă sunt foarte mulți oameni care poartă mască, cu toate că nu se mai... Adică ai dreptul să mergi pe stradă fără mască. Pe de altă parte, am mai spus, nu cred că sunt de condamnat acești oameni. Cred că le-a fost teamă foarte mare, o teamă foarte mare și le-a în continuare. Nu? Credeți? Da. Pe de altă parte, lucrez la Clinica Nera cu un instrument foarte performant, o clinică hiperbară, da, unde 80% din pacienți sunt cu reacții post-COVID. Am făcut o emisiune pe această temă cu un medic care are o astfel de cameră hiperbarică și a tratat pacienți de... Da. Rezultatele sunt extraordinare, am înțeles. Sunt foarte bune. Aproape că bolnavii răspund 100%. La tratamentul camera hiperbarică. Camera hiperbarică. Din păcate, nu sunt multe în România. Domnule profesor, o ultimă întrebare. Spuneți-mi, dacă ar fi să recomandați, care sunt alimentele cele mai importante pe care le recomandați oamenilor, care să nu lipsească, câteva elemente esențiale din alimentația, din nutriția oamenilor? Eu aș vrea să spun tuturor oamenilor că făina albă o mănâncă de la 1890. Zahărul îl mănâncă omenirea de la 1833. Este suficient. Sunt argumente puternice ca să nu mănânce zahăr și să nu mănânce făină albă. Să mănânce pâine integrală? Pâine integrală. Să nu folosească zahărul? Exact. Alte elemente esențiale, uleiul și carnea. Și carnea, nu. Carnea, cu măsură. Cel mult una, două zile pe săptămână. Uleiul de măsline? Din abundență. Legumele? Din abundență. Deci rețeta pare simplă pentru toată lumea. Dar dacă îi spun unui om să nu mai mănânce carne, zahăr și pâine albă, are impresia că l-ai nenorocit. Ce carte aveți acolo? Spitalul Creștin. Se găsește în librării? Nu se mai găsește. Dar se poate reedita. Absolut. Domnule profesor, mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Sper să ne vedem cu bine, să fiți sănătos. Și vă ținem pumnii cu spitalul dumneavoastră, care abia a fost pus în,
Mulțumesc foarte. În funcțiune, mulțumesc numai bine, vă ținem pumnii. O scurtă pauză, urmează Florin Piersic Junior în partea a doua emisiunii. Nu știu, sunt gând de vă țineți. Vezi că suntem în direct, ai grijă ce spui, că tot ce spui... Este că n-am... Tot ce spui se întoarce... N-am fost la termin coafor, de dat mesajul ăsta și revin imediat eu. N-am fost la bine, stai. N-am știut că suntem... N-ai știut că suntem în direct, nu? Da, să-l pun pe silent sau să-i las o neia mică? Nu, lasă să sune, poate ne sună fanii tăi și tinerețea, nu poți să știi. Stai așa, uite, ia facem... Așa e bine? E bine. Okay. Dar dă-l, adică lasă-l să sună, dar dă-l un pic mai încet. Dar chiar ai sonerii de asta, știi că eu aveam sonerii, apropo de soneriile favorite. Așa. Îl țin pe silențios de mult timp, de pe vremea când chiar eram cunoscut în localitate și sunam telefonul non-stop. Okay. Dar până să fiu cunoscut, erau apăruse în Nokia la început. Și era o sonerie care se chema Persuasiv. Nu mai țin. Și începea, făcea tec. Din ce în ce, bă, tic. Și adică la un moment dat te deranjezi? Nu. Așa zicea soneria, avea și voce? Da. Și dacă tu crezi că asta e o emisiune în care tu să-ți exhibi umorul ăla care îmi place foarte tare, cum poți să te duci într-un bloc în construcții și să filmezi toți căcații? Tu ești pe Instagram, de ce să nu fiu și eu pe Instagram? Zic cum poți, cum ai putut să faci asta? Eu am crezut că mor. Nu, îl dau pe silent, că cine știe, după aia mă derutez și pierd ideea. Poate zic o poezie frumoasă, uit versurile. Nu, asta vine așa. Ia. Cum asta vine așa? Te-ai urcat într-un bloc? Neterminat. M-am dat jos din mașină. Veneam de la Timișoara. Făceai pe tine? Nu, că așa. Și trebuia să-mi dezmorțesc picioarele și am găsit refugiu ăsta și nu venea să cred. Deci vis-a-vis acolo, printre dărâmăturile alea, erau case frumoase, erau niște grădini, dar aici casa era aia abandonată era, da, apocalipsă. Mm-hmm. Și era prea mișto ca să nu filmezi, știi? Da. Mai ciudat e când sunt oameni prin jur și se uită la... Epoca permite, nu? Epoca cere chestia asta. Epoca cere, e adevărat. Da. Deranjez? Nu. Nu, spune-mi dacă deranjez, eu nu sunt genul. Tu spune ce să zic și eu zic. Tu zici ce vrei, nu? Ești invitat și poți să zici. N-am ales o temă neapărat. Trebuie să mă întreb tu că e ok. Ce face... Uite, trebuie să mă întreb tu ce că... face copiii? Ce să face mă întreb tu ce că... face copiii? Crește. Crește, nu? Crește. Dar te vedeai... Bine, te știu de foarte mult timp. Mi era foarte greu să te văd om serios. Da. Mamă, ce serios e asta, mă. Era o glumă să te văd. Să te văd om serios la casa ta, căsătorit cu copii. Da, că mama... Stai, pe întotdeauna te vedeam cu femei, te deranjez? Nu, dar a venit o glumă mai devreme pe WhatsApp. Ți-a venit și o glumă pe WhatsApp. Că era mișto. Păi nu, hai să spun ce mi-a trimis bună, mie Daria. E bună. Nu, e bună asta. Hai să vezi ce mi-a scris mie Daria, ce l-ai răspuns astura. Te omor cu mâna mea. Deci, Daria... Nu. Daria și cu Florinela au dialog de când era copil. Bine, că și-a avut o copilie. Deci comentariile la postarea ta. Florin Piersic Junior, mă duc azi la TV-ul să mai vorbesc puțin cu poetul la ora 8 seara. Și vine unul, Năstase Daniel 80. Nu prea ai dialog cu Tucă, deși e cât de cât citit. Da, mi-a plăcut. Stai un pic. Stai să vezi ce like sau ce. Stai un pic să vezi ce ai zis după aia. Zice, ideea e că m-ai invitat să spun un monolog în care va vorbi doar el. Nu ți-e rușine așa un pic? Da. Sunt în direct cu Florin Piersic Junior, care e băiatul lui Florin Piersic. Nu pot să vorbesc. Da. Mă sună și pe mine, fani. M-auzi? Ok. Da, scuze. Femeia de serviciu de la Muzeul de Artă Contemporană întreabă în fiecare zi. Asta e artă sau aruncă? Îmi place asta. Hai că ne facem emisiunea, citim glumele pe care le primim pe WhatsApp și pe... Nu, astăzi a trebuit să stau 3 ore ca să șterg... Ce se adună pe WhatsApp. Știi că nu mai ai loc în telefon. Sfârșitul lumii, da. Trebuie să stau 3 săptămâni. Eu sunt mai cunoscut în localitate. Da, am făcut loc. Am loc să te filmez acum. Poți să mă filmezi? Așa, hai să dăm o să vezi ce am filmat eu. Trebuie să fac un Instagram de aici. Da, poți, te rog. Adică nu acum al mai pe seară. Da, facem păi avem timp până la 9, ne dă nimeni facem afară. Dar nu știu direct. De ce îmi rămâne ceasul în urmă mereu, decât s-a terminat bateria. Alo? Hai să-ți arăt ce am filmat eu înainte. Am venit în studio aici, entuziasmat, ca în fiecare seară, că mă întâlnirea cu publicul, cu fanii.
Așa. Și să vezi ce am găsit în studio. Dăm filmulețul acum să vadă. Haide, dai drumul, ce n-ai. Killing Time, așa scrie jos, Killing Time. Da, păi da, ce n-ai. Da, de ce? Îți spun eu când... Bună seara, am venit în această seară în studio și din păcate, uitați-vă imaginile, studioul gol. De ce? Nu am studio, n-am masă, n-am nimic, pentru că marele Jack era aici și... Poftiți? Am avut o înregistrare. Înregistrare cu cine, ca să facem promo? Gândurile lui Cristo. Gândurile lui Cristo de... Bine. Bine seara. De obicei fac în direct, dar acum a trebuit să facem că... Am înțeles. Credeți că vom afla cine... Credeți că vom afla pe cine l-a împușcat pe ursul Arthur? Nu. Nu, nu vom afla. Nu, pentru că potrivit ministrului mediului au fost mai mulți urși. A. Și nu se știe care. Și i-au tras la întâmplare. Care din ei vine... Da, da, incredibil. Da. Da, nu mai sunt supărat, pentru că e cu zâmbetul pe buze, am găsit studioul nefăcut. O seară frumoasă, domnule Cristoiu. Da, să trăiești... termin prefața. Acum, aia prefața de 100 de ani. Dar de ce scrie Killing Time jos? De ce crezi că scrie Killing Time? Nu știu, vrei să promovăm un film care a apărut acum 12 ani? Și care e problema? El se... Da, toți fac remake-uri, relansează filmul și așa mai departe. Tu cum vezi problema ursului Arthur? Stai că, uite, nu mă gândesc ce să filmez pentru Instagram, știi? Dar mă gândesc la o chestie. Deci oricum o să fiu aici. Nu, degeaba râzi. Trebuie să râzi la asta. Eu nu trebuie să râzi, vreau să fiu... Suntem în direct la, și la o oră de vârf. Nu, stai, stai. A, stai să... Ce vrei să prinzi? Hai să zici tu ceva interesant? Da, rog, că trebuie să postez asta ulterior. A, ulterior și atunci... Poți să tai, îți dai seama, dar nu râde, nu râde, că e toate treaba. Cât muncești în fiecare zi la o postare de aia de cipipă? Tot timpul, 24 de nu ore, pe bune. Nu 24. Nu, nu. Dar actorul la cine e cu care faci, care are moaca aia nevinovată? Păi vorbesc aici despre el, Radu Micu, da? Da? E foarte bun. E senzațional, Doamne. Deși înregistrez acum așa. Da, hai, înregistrează. Ce moacă poate să aibă? Știi, ăla, nevinovatul pervers, știi? Exact așa e. El nu o să știe... spun o muzică după aia și... Apoi să... o muzică, da, pe faci montez. Spune, spune. Da, și are figura aia de nevinovat, știi? Orice temă. Ultima care a fost genială, pe care am urmărit-o, era în momentul în care se face sex în grup, mă rog, sau participi la orgie. Ce faci? Ai tăiat, a? Nu, nu, vrei, nu, suportă. Nu, 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 că am făcut să râd și el, te întreba pe tine... Cum, ce te întreba? Cum, nu, cum, nu, să... cum e cu părintele 1, părintele 2, părintele 1, părintele 5, adică... de unde gafli ADN-ul și da, astea, da, dar știi? Cum faci asta? Și tu ai zis că trebuie să apeleze la un numerolog. Eu vorbesc aia... cu Radu și Baio, de asta o... Avem, hai să dăm. Jucărie, hai că și așa, asta până... să știe lumea despre ce hai vorbim. Hai să dăm ca da, să știe lumea despre ce vorbim. Hai, dacă se poate, nu dacă insistăm. Nu se poate, nu se poate. Nu se poate, nu se poate, noi nu... Mai bem niște apă. Mai bem niște apă, bem băuturi alcoolice. Mă gândeam la cinematografia asta românească, că e tot, e foarte la pământ așa și mă gândeam la o manevră bună de marketing, ar fi ok să pentru toate personajele principale din toate filmele românești să-l ia pe Vasluian, adică să le joace el pe toate. Ai mare dreptate. Mai ales acum că e pe val, dar n-ar trebui să joace numai rolurile principale, nu, ar trebui să joace și rolurile secundare. E clar, și să facă și regia. Și scenariu. Și costumele. Și figurația. Nu, 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 pe asta mai bine o lăsăm lui Pavel. Și asta chiar face sens. Ne-am întâlnit la o filmare, la un scurtmetraj și ne-am jucat pe acolo, pe hol, am avut o singură zi. Și am făcut câteva prostii de astea și după aia le-am elaborat. Se filmează singur, la el acasă, eu mă filmez la mine. A, și după aia le... Da, îmi trimite aia și le montez eu, știi? Nu există am așa deja ceva. Ba da, dar e o joacă simpatică. Da, acum și... n-am mai făcut de un timp, dar trebuie să ne mai vină bun, un bun, dar Florin, totuși... Parcă stăți în dialog, adică nu se vede deloc că sunt lipite lucrurile. Sunt profesionist. Îți dai seama? Cum? Nu, sunt nu, nu. Dăm două nu, palme adică... să vină cineva. Ești profesionist. Nu, dar se simte, vine acum, se simte că, vine că are acum alt telefon, are altă filmare, dar asta nu contează. Serios, adică parcă sunteți... Crede-mă că eu credeam că sunteți față în față. N-am crezut nicio clipă că fiecare se filmează acasă.
Păi da. Pe bună, vorbesc serios. Deci da. Problema ursului Arthur nu așa te interesează. Păi de-aia țara asta. Viitor, așa va fi în viitor. Fiecare actor se va filma la el acasă singur. Și se montează... O să dai o cameră cu croma și te filmezi pe croma. Da? Producătorul îți aduce bani să-ți iei toate alea, îți mobilează și vorbești singur și pe aia te montează, știi? Corect, dar spune-mi, te rog, nu te interesează problema ursului Arthur? Nu, dar nu știu cine e ursul Arthur. Păi nu mai e săracul, că l-a împușcat un prinț din Liechtenstein și a rămas, deci practic nu mai e. Nu mă uit la știri. Hai să dăm și filmarea cu copilul, să vedem acolo. Copilul? Ai doar audio, da, dă-i drumul, audio, da. Deci să auzim. A fost odată ca niciodată un băiat făcut din ciocolată și stătea el într-un magazin de ciocolată, evident că nu vorbea, nu se mișca, era doar un băiat din ciocolată și la un moment dat a intrat în magazin un domn și a spus: aș vrea să iau eu băiatul acela de ciocolată, pentru că vreau să-l mănânc. L-a cumpărat, vânzătorul l-a împachetat, i-a dat o hârtie frumoasă, l-a ambalat, așa. Domnul a plecat cu băiatul de ciocolată în pungă și când a ieșit a văzut după deal, așa. Era undeva la Brașov, se întâmpla povestea noastră, a văzut că se uită la el un băiat cu părul roșcat și nepieptănat. Clar, și domnul cu punga în care stătea băiețelul de ciocolată a rămas lemnit așa și a zis: eu n-am mai văzut așa ceva. Și încet, încet, de după deal, s-a ridicat băiatul cu părul roșcat. Te-am văzut! Ce faci acolo? Și a zis... Ce a zis? Nu vă supărați. Aici e Brașovul. Că eu caut Brașovul. Dacă nu-i Brașovul și e Clujul, eu fac doar 3 minute la cât de mare sunt. Și cum calc eu printre munți, doar 3 minute fac până la Brașov. Și bătrânelul cu punga cu de ciocolată a spus, așa, a îngăimat: da, da, aici e Brașov. Dar fiind atât de departe, băiețelul nu l-a auzit și a zis: mai tare, vă rog. Și tocmai atunci a trecut o banană acolo, care pe o șalupă. Nu, pe o pâine. Pe o pâine. De la de hot dog. Și banana vorbea, că așa e în povestea noastră. Și banana i-a spus băiatului de după deal: da, da, aici e Brașov. Și s-a întâlnit cu un bebeluș pe o pizza. Pe o pizza uriașă. Pe o pizza uriașă, în acel moment, a trecut un bebeluș care striga: waka, 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 waka. Chiar vrei să lași tot toată imaginea. Ce faca? Waka, waka, waka. Ha, să nu pace. Dans, așa, un fel de și povestea spusă de era o poveste pe care o spunea atunci. Și face asta jocul ăsta cu Sonia. Dar asta sunt de când avea vreo 8 ani, așa. Are 8 ani și spuneai și deși înregistrai. Da. Le inventai pe loc și a intrat în jocul tău și spuneați împreună. Da, uneori mă enervează că nu am înregistrat mai multe, știi, că uneori sunt idei bune care vin pe loc. Bine, acum cu Sasha sunt la episodul 8 din un serial. Câți ani are Sasha? Cu 5 ani și 4 luni. Mulți și sunt la episodul 8 dintr-un serial cu Broasca Țestoasă, care s-a transformat în om.
Broasca țestoasă. Iosif Baciu, eu știi prost, de ce o broască țestoasă? Da. Pe care lumea o vede din cauza unei magii, că are inelul lui Arabella, știi? A ajuns la ea, la broască, inelul lui Arabella. Și s-a transformat în om doar pentru ceilalți din jur. Știi? Ei o văd ca pe un om, toți ceilalți. Da? Toți, și are și un nume, îl cheamă Iosif Baciu, în numele lui Corneliu Ulici din Camera Detective, din Tovarășul Milițian. Și sunt la episodul 7 cu broasca asta. Dar până la episodul 300 mai. Îți dai seama. L-am întrebat, eu zic, vrei să mergem înainte cu serialul ăsta? Zic, vrei mult așa? Mai vreau câteva episoade. Sasha. Și a zis că vrea. A zis că vrea, dar încă vreo 3-4, știi? Spuneam mai devreme, dar nu vrei să purtăm un dialog civilizat și asta mă deranjează. Da, știu. Nu te-aș fi văzut om la casa lui cu copii? Doi copii? Om la casa ta, se zice, nu om la casa lui. Cine om la casa lui, om la casa ta, cum vrei tu să... Nu, eu câștig timp să cum găsesc e? Cum răspund. Știu, păi da, cum e? Cum e? Adică când a venit, când ai simțit că trebuie să fii la casa ta, nu la casa lui? Nu știu, că s-a întâmplat. S-a întâmplat, nu? S-a întâmplat minunea. Tu ai simțit cum a, la tine cum a fost această schimbare? Nu știu, a venit de la sine. Păi da, asta... Stai puțin, dar tu ești un personaj dintotdeauna. Pentru că ești un actor, ești un actor cunoscut, actorul unui mare actor, celebru și așa actorul mai departe. Actorul unui băiat, unui actor. Actorul unui actor. Actorul unui actor. Ești actor. Da. E bine, ești exact ce trebuia. Adică a fost asta, a fost o povară asta... Și ai încercat de multe ori să te duci într-o direcție total opusă. Că ar fi trebuit. Și dus, da, da, te-ai și dus, nu că ar fi trebuit. Da. Ai simțit să faci asta plecând de la povara talentului uriaș, la povara tatălui? Popularității tatălui sau? Nu mai știu ce să răspund la întrebarea asta. Piersic, dacă tu nu răspunzi la întrebări, încep să fac urât. Eu sunt un realizator foarte dur. Știu. Și de radio, și de televiziune, și de presă scrisă. Stai că mă la ceva, păi nu, poezie. Zi, zi, lasă poezie. Ce? Tu vrei să spunem poezii toată trecut, seara. Au trecut, păi, au trecut, dar uite, interesează oamenii, nu? Interesează. Știu, dar nu mai știu ce să răspund, că s-au topit. S-au dus. Deci te-am văzut la o emisiune cu 20 de ani, că eu am crezut că te bat. S-a acum dus la o emisiune unde... Da, la o emisiune, la Teo s-a dus, era la ProTV pe vremea în care n-a spus nimic. L-a invitat și aia săraca era moartă, transpirau, erau rău. Eu, nu? Tu n-ai spus absolut nimic în emisiune. Da, știu, știu. Dar ea știa că vei face asta sau nu, ai făcut, ai făcut-o deliberat? Da, da. Da, mi-aduc aminte. Păi și cum ar fi dacă în seara asta nu s-a spune nimic? S-a descurcat. Cum ar fi dacă Teo în seara asta... Teo e foarte smart, s-a descurcat. Cum ar fi dacă eu în seara asta... Și-a jucat pantomimă cu mine. Nu poți să poți cu asta un dialog. Zi. Da. Cum ar fi dacă n-ai că vorbit... Că eu n-am spune nimic toată seara și te-aș lăsa pe tine. Mai avem o oră de emisie, uite. O oră? O oră, da. Cheamă-l înapoi. Să cheamă domn profesor înapoi, cum vrei tu treaba ta. Nu, că citesc ceva. Nu, citesc eu. Așa. Dar după o scurtă pauză, că am înțeles că e nevoie de o pauză fizioterapeutică. Pauză. Da, stai să ne trimită mesajele, știi că așa se întâmplă la pauză, știi? Când intri în pauza publicitară, iei telefonul, trimiți mesaje, suntem noi în direct. Ce faci, live-ul? Hai să facem live-ul. Nu, e live, nu, filmezi și vezi ce după aia montezi tu, aia, da. Să spun eu o prostie și așa mai departe. Uite, Florin, uite ce întreabă cineva până să trec eu la întrebările mele, care știi că sunt foarte dure întrebările, știi, sunt recunoscut ca un realizator foarte dur, atât pe presa scrisă cât și pe radio și televiziune. Mă, ce tatuaj ai, Dumnezeule, deci vezi Dumnezeu tatuajele. Uite ce întreabă cineva. Da, frumos dialogul, interesant ce face. Adică nimic. Dar cu ce se ocupă el în afară de faptul că e fiul tatălui său? Tu știi, dar poate noi nu. Asta să ne povestească e... câte ceva despre proiectele lui. Nu mă ocup cu nimic. Sunt doar fiul. Te bat, jur. Freak Show volumul 2. Ai văzut Freak Show până la urmă? Nu l-ai văzut? Cred că da, nu mai știu. Cred că da, nu știu. Hai zi, lasă-mă pe mine. Așa, lasă-mă care... pe mine, l-am văzut pe ăla. Cum, da. Ăla cu... Daria l-a văzut, da. Da, Daria nu, am văzut spectacolul cu, cum îl cheamă, cu băiatul ăla care, Cătălin Fumoru, care prezenta Meteo. Acum, pe un spectacol ăla nu se mai joacă? Nu se mai joacă. Dar de ce?
Păi nu s-a mai întâmplat. Păi era un spectacol așa de frumos. M-am gândit, aștept provincia. Nu serios, Florin. Asta nu serios, mă aștept provincia pentru că... Se juca la dacă cineva, nu? Da, dacă cineva ia problema în mână, ca să zic așa, poftim? Și face rost de drepturile de autor... pentru ca să facem un textul film, unui... o adaptare cinematografică. Eu cu Petre Fumuru aș putea să iau legătura și să-mi amintesc textul în două zile. Și dar am, ce spectacol frumos! Am decupajul în cap. Mm-hmm. E simplu, știi? Cum să faci filmul din... Da, da, da. Adică mm-hmm. o adaptare pentru cinema. Nu pentru marele ecran, dar pentru un teleplay, să-i spun. Pentru știi? Pandemie, cum ar veni. Mai am făcut anul trecut cu Tom și Jerry, da. Dacă știi. Știu. Și Freak Show volumul 2 înseamnă că atunci când am venit eu ultima oară la tine, scriam deja, uh-huh. a fost în ianuarie sau decembrie. Nu mai știu, când dar n-am avut timp acum avem. Eu prin ianuarie... Știu că săracul, nu știu, am întârziat da. Cu ceva și am fost pe repede înainte. Prin totul. Ianuarie am scris și uh-huh. în sfârșit după ani de zile am scris ceva. Pentru că ai stat în casă. Nu, am stat în casă tot anul trecut, nu? Dar vorbesc de ianuarie, că acum s-au mișcat niște lucruri. Ianuarie 2021. Ianuarie 2021. Mm. Și acum deja am început să învăț și zilele trecute am avut Freak Show la Timișoara, cu public în mm-hmm. sală, 30%, dar ce foarte frumos. Mișto spectacolele. Mm-hmm. Și am inserat un nou monolog care va face parte din volumul 2. Înțelegi? Doar ca să-l probez, pentru că am nevoie de niște confirmări. Și mi-era și dor de public și au fost niște spectacole foarte, foarte mișto chiar astea două. Iar cu Freak Show volumul 2 nu mă grăbesc foarte tare, la modul că vreau să știu că sunt stăpân pe tot materialul, să-l împart bine. Tu știi care e concepția acolo, conceptul, da? Adică absolut. Un actor care se schimbă în alt și alt personaj. Mm-hmm. Aici vor fi mai puține personaje, monologele vor fi mai lungi, dar asta nu înseamnă că n-ai parte de bucurie și de ești comedie foarte multă. Problema la ora asta e că nu mai comedie, știi? Și îmi lipsește... există filonul dramatic, dar nu cât aș fi vrut eu. O să văd exact. Toți care au văzut spectacolul ăsta, dacă nu ai voie să te întrerup, au spus că e un spectacol excepțional. Zice, dar să vedem pe Florin dacă poate să joace și cu cineva. Da, da, da. Da. Păi am făcut tot, dar nu mai am cum acum, pentru că am spectacole în care n-ai cum. Dar de ce? Nu, o mie de motive nu se mai poate juca pentru că se sprijina pe public. Nu încerca să scap de întrebare. Nu, că nu, răspund la întrebare. Da, te rog. Dar întreabă-mă ce... Ce vrei să răspunzi. Nu, răspunzi. Nu, că poate te-am întrebat, spune. Nu, ideea era, ți-a fost teamă la un moment dat să joci cu cineva? Nu, nu mi-a fost teamă, a fost... Era mai greu după deci, ce... Nu, în momentul în care cu adevărat am făcut ceva, a fost atunci când m-ai chemat tu la Atena, acum 100 de 100 ani. De ani 20 de ani au trecut. Ei, au trecut repede la asta. Și momentul cu Uniteru. Da. Și de fapt ăla a fost un one-man show care a dat tonul, da? De fapt atunci am început să exist cumva. Și normal că ți se face dor de chestia asta, de trăirea asta în care ești singur și ești, tu trebuie să ai controlul asupra întregii povești. Dar normal că mi-era și dor să joc cu parteneri, pentru că ani de zile nu mi s-a întâmplat decât să joc cu Petre Fumuru și după aia au venit alte spectacole. Nu, și se întrebau, Florin, mai poți să joace cu parteneri? Da. Tu ești genul de actor care se transformă aproape total. Cunosc mulți actori în viața de zi cu zi care sunt Horaciu Malele, de exemplu. Horaciu e și în viața de zi cu... Subași pe aia cu Iisus, știi, nu? Poftim? Mai înaltă cu Iisus. A, da, zi. Subași și pe aia, dar mai încolo, mai nu acum, nu. Hai să băgăm acum, nu, că nu e nimic. Horaciu e tot timpul, adică e la fel, și pe scenă și în afară, nu știu ce. Tu ești un introvertit, dar pe scenă, eu nu mai cunosc pe Florin Piesic și am pretenția că te știu, principal, acolo. E o transformare totală, aș putea spune. Care sunt resorturile care participă la această transformare? Cum vine ea? Cum se face? Dacă nu cumva e un secret și nu vrei să divulgi, pentru că aș putea să-l folosesc și eu și să trec la roluri mai complexe. Nu știu care e secretul. După aia cu... Nu, serios. Adică... Nu știu să spun, man. Eu te consider un prieten, ne vedem destul de rar. Da, ești prietenul meu și sunt prietenul tău și știi bine asta.
Și probabil că e și o chimie nevăzută, neștiută, de ne face să fim prieteni. Dar am rămas foarte surprins de această transformare. Adică nu, că nu te credeam în stare. Se pare absolut incredibilă. Știu. Actoria e o chestie de cum să zic eu, de intuiție până la urmă. Intuiția dozării juste. Dar dacă te ții de mic cu adevăr, nu întotdeauna tu e valabil. Încerci să faci mișto de mine de rafinat. Nu, vorbesc, eu te-am invitat nu, să avem foarte... un dialog civilizat în care să schimbăm idei, să schimbăm... Ba mă întreb la mișto, ba la... mă întreabă serios. Răspuns foarte frumos și da, mulți răspund într-un fel sau altul. Da, e un fel de a răspunde. Da. Dar cine crede că... Nu vorbesc serios. Cine crede că Florin e ușor mucalit și joacă un rol, să-l vadă ai pe scenă. Cască. Am crezut că ai cercel în ureche, ai o cască acolo. Să-mi pun și eu. Dacă Darian dă voie să pun cercel, să-mi pun și cercel. Ea este șefa supremă. Okay. Dacă îmi spune copilul mâine să îmi pun un tatuaj cu numele ei, ai, apropo că am văzut Sonia pe mână acolo, aș face. Încerc să aflu dialogurile astea civilizate, sper, resorturile care fac din unii actori, să spunem, care sunt oameni normali în viața de zi cu zi, nu ești tocmai normal. No, fac okay, pe scenă niște îi transformă în niște demoni, niște îngeri, dacă îmi dai voie să folosesc. Nu? Mai filmez? Vreau să apar și eu, să fiu celebru. La tine pe Instagram, să spună aia. Foarte că părea greu și el să port un dialog citit cu tine în direct. Cred că mai normal. Și cum a fost la Timișoara? A fost... La Timișoara e mișto, da, nu e... Știi că și spectacolul cu după atât timp cu oameni în sală? Incredibil. Dar cu mască? Erau cu mască, stăteau cu și mască. Și cum e asta, să-i vezi cu mască, să le vezi doar ochii? A fost bine, pentru că... De ce a fost bine? N-a fost bine că stau cu mască, dar de la un moment încolo, după, să zic, 20-25 de minute, nu mai conta masca. Simțeam... Incredibil aia și reacțiile lor. Și aproape că le vedeai fețele prin mișcarea ochilor. Da, dar nu văd în sală, oricum îi simt. Deci am un singur moment în care, la o mie de motive, spectacol tot așa, oameni show pe care nu l-ai văzut, păi, dar tu ai numai oameni show, trebuie fiecare să... Nu, îi vedeam. Uite, o să vin la toate spectacolele. Nu să mai poți să vezi deocamdată o mie de motive. El vorbește de spectacol care nu se mai joacă de 12 ani? Nu. O mie de motive nu se mai poate juca de când a început. Pandemia, pentru că România. Acolo tot publicul făcea spectacolul. Eu mergeam printre ei, vorbeam cu ei și oameni din public mă ajutau să spun povestea. Zi-mi că n-am fost. Dacă, că dacă te dai peste mine, nu era bine. Te luam pe scenă. Luăm o scurtă pauză iar? Și după aia... Dar nu mai pot să mă duc iar la toaletă. Ba, poți să te duci, nu-i problemă. Deci fii atent aici și a ce zic eu. Oi, de cred, vai de capul meu, dacă te se întâmplă. Bă, dar nu poți, tu ești ca Eugenia Vodă, n-ai cum să termini. Eu cred că sunt mai voi, nu mă jigni tu pe mine. Nu poți să termini o idee că aici. Îți bagă piciorul. Păi nu mai termină-ți ideea, trebuie să dăm publicitate. Încep să zic, după aia, stai că așa, mălăele, dar știi că ce, după aia e la mișto, ești o... Este așa un crotal care se mișcă prin ape turbe. Tu nu știi că sunt realizatori care sunt cunoscute în localitate. Deci, nu zic nicio pauză că trebuie să mai... Da, sau spunem după pauza publicitară. Ba, nu știu ce să zic. Vreau să zic asta, că e important. Că există un grup de ficțiuni reale pe care l-ai făcut tu. Dar am vorbit despre asta data trecută, ai uitat? Păi data trecută am vorbit, acum e altă emisiune, se schimbă publicul, la mine crește progresie geometrică, publicul e mult mai e mult mai altfel, era să zic, e altfel acum și mult mai mult. Pe site și poți să se uite în emisiunea trecută să vadă despre ficțiuni reale. Păi nu, trebuie să spunem acolo că sunt oameni care orice om necunoscut poate să scrie și poate să devină cunoscut. Dar tu de ce n-ai intrat? Nu vrei am să... intrat, ești dar nu pot Facebook? Să intru și eu. Ești pe Facebook, dar știi câți fani am eu pe Facebook? Vrei să-ți dau cerere de... Știi câți bani? Dăm cerere de prietenie. Dar pagina, trebuie să scrii poezie, e pagina trebuie publică. Să scrii proză. E pagina publică. Știi câți fani am eu pe Facebook? Câți? Câți? E așa. 10? 15.
Adu-mi aparatul de pirograva să-i scriu, să-i scriu Marius Tucă și eu pe spate. Da, da, da. Să mă țică tot. O scurtă pauză. Sute de mii. Spun dacă ești cum. Sute de mii. Dacă vrei să devii celebru, postezi ceva la mine. 300 de mii. O scurtă pauză pentru aceste fiecare. Oh, m-a îngropat. Pa. Ăștia la casting pentru Viața lui Iisus. Pe bune? Păi da, fac film. Super producție. Păi nu, că și pe mine m-au chemat. Pentru ce rol? Pe Iisus, pe rolul principal. Tu pe ce ai? Păi, tot Iisus. Pe cine mai văzut Iisus gras? Cum adică, mă? Tu vorbești Iisus copil? Ce copil, mă? Am 38 de ani. Da. Cum? Ești sigur? Ok, mersi. Da, n-are rost să mai agităm. L-au luat pe mălăele să-l joace pe Iisus. L-am luat pe mălele. Dai seama. Aoleu, dar ce bun e, măi. Nu se poate, ce figură. E adică bun. Copil are 38 de ani, mulți înainte, săracu. Și noi ăștia care am făcut 50, cum ți se pare? Cum vezi perspectiva? Da, tu ai făcut 50? Nu, noi ăștia care am făcut 50. Da. Cum ți se pare perspectiva? Că suntem de-o seamă, ca să zic așa. Da, nu știu, o să vedem. O să analizezi tu? Local și revii cu... A? Mă gândesc să vorbesc cu niște... numerologi. Sete, a? Nu mai am subiecte cu Radu. Aștept... Cum mai subiect? Păi asta cu ce se întâmplă? Nu, încercați da, să luați din actualitate, că sunt extraordinari. Păi luăm, dar trebuie să le găsim să nu fie... Planul de reziliență spune ceva? Nu. Dar o să-l întreb pe Radu. PRR-ul? Cum? Ce e asta? Planul de, cum se mai cheamă, reziliență și răzările locale. Păi se aprobă, se dau 30 de miliarde pentru teatru chiar, cultură să dă ceva? Nu știu. Planul de redresare și reziliență. Planul național, PNRR, ai auzit de el? Nu, man, că sunt numai la Eurosport, sunt pe tenis. Aici pe Eurosport, pe tenis. Vezi, ai văzut finala Rafa între Nadal. Djokovic și Nadal? Nu, n-am văzut. Acum? Păi da, și ca la Roma, finala Djokovic cu Nadal. Zice că ești pe Eurosport. Știu, dar când s-a întâmplat? Duminică. Duminica asta care a trecut. Nu eram în București. Deci nu știi nimic despre planul național de... Da, a câștigat Rafa? A câștigat Rafa? Da. Ok. Am văzut că ai făcut o filmare cu el. Aș putea să-mi pun un screensaver cu numai cum îi șterge transpirația așa, înainte să se răbească. Știi? Gesturile și cum îi scoate chiloții. Da. Și aia, dar îmi place cum îi șterge, știi? Și face la urechi. Și același gest. Da, da, și cu mâna stângă. Bate aia și... Da, mă. Nu. Cu dreapta bate. Cu nu e stângaci? Nu, e dreptaci. Nu mai știu ce dai seama. Eu deci, stăte la minge. Bate cu stânga cu racheta, da. Minge de, nu știu, 7 ori, să zicem. Și, în timpul și cu dreapta aș face toate, tot meza în curge apa din el, știi? Păi putea să faci, uite, o scenetă cu Rafa și cu... Da, nu, m-am gândit la ceva să fac cu Radu, dar e ok. Nu știu, mă gândesc, o să văd. Uh-huh. Era un subiect și legat și de Rafael Nadal. Hai vorbește de proiectul ăsta, chiar dacă mai vorbi data trecută, pentru că e un proiect care mi se pare extraordinar. Acolo pe Facebook e de găsit proiectul ăsta. Pe pagina ta de Facebook? Nu, pe pagina Ficțiune Reală. Nu, credeam că îl promovezi și tu. Îl promovezi din când în când. Așa, adică, zim. Pur și simplu șeruiesc o poveste de pe Ficțiuni Reale, de pe grup, și se vede ca, de unde e sursa. Și... sunt deja, cred că 6.000 de membri sau așa. Care s-au înscris aici? Da, nu, sunt în grupul ăsta. Sunt în grupul ăsta. Ei sunt deja publicați, nu toți 6.000, sunt, da, sunt publicați. Ale căror povești sunt publicate pe site-ul internet. Răzvan Penescu se ocupă de chestia asta. Mm-hmm. Eu am intrat mai puțin în ultima vreme, pentru că efectiv... Câte treabă ai și tu? Nu, încerc să învăț 2 ore de text, știi? Și...
Text pentru ce? Să pentru... Ai și uitat. Nu am uitat, spune, nu e vorba de ce ai am uitat eu sau știu eu. Ți-am zis de Freak Show volumul 2? Păi îl înveți, nu l-ai scris, nu l-ai învățat când l-ai scris? Cum să-l înveți când îl scrii? A, nu? Se întipărește? Mie mi se întâmplă asta, dar la poezie, chiar și în somn fac asta. Și faci meditație? Nu fac meditație, făceam că îmi venea în timpul somnului și mă trezeam disperat la început ca să scriu, să nu uit. Cred că e mai complicat. Și încet, încet, da, cu exercițiul ăsta, chiar dacă e în somn, al minții, nu, e mai complicat, da, repet în minte și a doua zi știu, nu e nimic. Canalul YouTube, Povești de adormit copiii. E un canal pe care n-am mai intrat nici de urmărit. Acolo. Povești atipice, inventate acolo și rostite. Era... Păi pot să spun și eu ceva? Sau... Da, da, zi. Povești inventate și zi. Povești de adormit copiii, da? Povești atipice, inventate și rostite de Florin Piersic Junior. Sunt și multe povești înregistrate. Au cum niște ani pentru Sonia. Uh-huh. Îi le trimiteai seara ca să fii cu ea. De multe ori era și fizic acolo când adormea. Venea să o adoarmă. Dar una dintre unde, poveștile postate... De unde citești? Din caietul meu de Dictando. Okay. Una dintre poveștile postate are și vocea ei acolo. Inventau amândoi, povesteau și râdeau. Cine a scris asta? Ce? Cine zi de unde? Meseria asta e o meserie foarte grea și are secretele ei. Tu nu crezi că acum o să-ți dezvălui cine a scris ce a făcut? Eu am scris, mi-am notat în legătură cu această idee. Și multe ori îmi vin atunci și le notez că n-am întotdeauna ceva de scris, pentru că e foarte scumpă cerneala, și atunci scriu pe direct pe telefon. Eu înregistrez. E zi exercițiul ăsta al poveștii. Asta zic, acum învăț și sper că în toamnă să fac spectacolul ăsta. Ei, vorbeam despre altceva. Da, dar eu vorbesc despre ce vreau eu, de ce mă interesează pe mine la ora asta. Dacă, știi, dacă l-am bun, am și vorbit despre... Bun, ce înseamnă învățarea textului? Câte pagini sunt? Dacă am și vorbit despre el înainte ca el să existe, înseamnă că îl duc la capăt. Învățarea textului este un proces tehnologic de serios, dar... De câte ori mă enervează, dau publicitate. Aici nu se leagă. Hai zi, se leagă. Te ascult. Deloc nu se leagă. Te ascult, se leagă foarte. Eugenia, Eugenia, așa o să spun. Eugenia, spune în simplu. Știi că am fost la ea și nu s-a dat emisiunea. Nu s-a dat? E sabotaj. Păi nu e sabotaj. Asta se întâmpla acum vreo 5 ani. M-am prins. Acum nu înregistrez. Dar spun o chestie. Nu știe nimeni. M-am prins că o să mă ia la, să nu zic eu la ce, știi? M-am prins de o atitudine așa, care seamănă cu astăzi, numai că ea era feroce. Și am pus telefonul pe masă, știi? Și am înregistrat, mi l-am pus pe avion. Și am înregistrat 4 ore, Marius. Și nu s-a dat emisiunea. Eu am stat efectiv, am făcut exercițiul umilinței ca să văd până unde merge. N-avea ce să scoată, pentru că nu s-a terminat emisiunea, n-avea, dar a fost interesant. Andreea a ascultat și un prieten bun, atât. Adică a avut, îți dai seama, se aude încet, trebuie să asculti, să nu știu ce. Nu îți imaginezi așa ceva. Evident că oamenii... Dar de ce să facă? Și pe mine m-a invitat Eugenia, eu țin foarte tare la Eugenia și nu m-am dacă dus. Dacă ai ascultat asta, făcut... ceea ce nu se întâmplă, ți-ai schimbat părerea, știi? Eu nu știu cum lucrează oamenii aia cu ea, știi, oamenii de dar de acolo. Ce să se întâmple asta? Cum adică ce se întâmplă? De ce să se întâmple cu tine asta? Nu știu, aici nu știu, dar a fost interesant pentru că venise să vadă spectacolul, prinsese o seară bună, eu credeam că e un jurnalist care își face treaba și... Mă supăra cumva ideea asta de montaj, știi, abrupt în care fiecare, doar la care vorbește apare, taca, 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 nu mai e nicio pauză de gândire, omul nu mai stai să vezi că merg ochii undeva și totul e foarte tehnic și sec, știi, ceea ce e un montaj stupid cumva, dar evident că, da, și-a făcut meseria, mai că, na... Asta e o chestie, de-aia mi-a amintit în momentul ăsta că nu se leagă nimic și mi-am amintit de episodul ăla care nu se mai termina, știi? Nu, da, emisiunea noastră e făcută foarte interesant. Sub
sub auspiciu că nu se leagă nimic, suntem noi. Asta ne-am propus de la început. Da, ne-am da. Propus vorba. Nu, aici vine. Faceți varză, e ok, e în regulă. Dar nu. Măcar e în direct, știi? Nu, acolo, varză cu... acolo tot era mișto că se lua din nou, știi? Ca să poată să monteze eventual după aia, să facă din foarfecă ceva. Da, sunt adeptul directului aici, apropo da. De asta. Mai bine o grimasă în direct, mai bine o pauză mai lungă. Mai bine totul mai să fie bine. Viu, să fie acolo. Nu-mi place... Mai da, bine un cadou de la Moș Crăciun decât 7 cadouri de la Moș Nicolae. Nu? N-am nimic împotriva ideii de montaj. Poate uneori filmele până la urmă se montează. Adică dacă e să vorbim și despre asta. Da, dar și cam totul se montează. În felul în care montezi luând un interviu, poți să rupi din context anumite chestii. Asta, dar... Și e o chestie pe care o accept. Să, știi? E un acord pe care ți-l dai de la bun început. Nu neapărat. Cred că, uite, mi-aduc aminte, a fost unul dintre motivele pentru care n-am fost la emisiune. Care? Asta, că înțeles. Era montată și că se filmează ore întregi și așa mai departe. Da, până da. La urmă, cred că ajunsesem la o înțelegere ca să facem live și să filmăm la Caracal undeva. Dar acum aștept să vină dumneai la emisiune și facem acest schimb. Da, îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar poate ești... Poate ai fost tu... Nu, știi ce se întâmplă? Chestia aia nu o să devină publică niciodată, că nu sunt... nu sunt genul, știi? Dar a fost unul dintre momentele cele mai frustrante din viața mea, știi? Și singura chestie, singura alinare a fost faptul că aveam această înregistrare și că m-am gândit... Băi, dacă are tupeu să facă emisiunea și să o facă cine știe cum, ca să mă scoată într-un fel, măcar eu am o probă care poate fi folosită chiar în instanță, știi? Hai să nu mai vorbim despre chestii... asta, mai ales da, că e o chestiune da. În lipsă da. Și nu... Poate să vorbim o dată și cu ea de față, dacă... Niciun caz. Niciun caz, nu? Nu. Nu-ți plac confruntările? A, nu de asta, nu. Nu, în general îți plac confruntările? Nu, îmi plac... Ești un om al confruntărilor? Plac oamenii. Îmi plac oamenii. Înțeleg. Apropo de asta, cu oamenii, am o amintire ce o povestesc. Eram la Caraca, la festivalul de teatru. N-ai fost niciodată? N-ai fost. Ba da, am fost. Ai fost. Da. Și nu știu dacă am fost în festival, că nu m-ai chemat. În festival. Jucase Radu Beligan. Tot un freak show, da. Jucase Radu Beligan într-un spectacol și a ieșit de acolo și a urcat sus. În foaier. A ajuns în foaier. Okay. Era cu Mona, o știi pe Mona, care avea grijă de domnia sa. Și bineînțeles că toți când au văzut aplauze, dar nu numai asta, au început să se înghesuie cumva, să meargă să facă o poză cu Radu Beligan, să autograf și Mona într-un moment absolut excepțional. Ce? Nu, stați, domnului Beligan nu-i plac oamenii. Da. A fost incredibil momentul ăla. Nu, probabil că l-a tocat pe dinainte. Lumea s-a blocat foarte tare. Nu, dar după un spectacol destul de greu și era la 92-93 de ani când se întâmpla asta, era un răspuns. Deci ce-ți plac oamenii? Da, nu era... Acum că îmi spuneai asta, mă gândeam că... Uite, vezi, apropo de taică meu, știi? El, dacă ajunge la 100 de ani, tot o să-i placă oamenii foarte mult. Apropo de domnul Beligan și de faptul că avea nevoie de puțin spațiu, da? Și că n-avea nevoie de oameni în jurul lui, mai ales după un efort făcut la 90 și ceva de ani. Corect. Bag mâna în foc. Că dacă taică merge la 100, o să joace și o să vrea să vină oameni la el. Deci, practic, lui în perioada asta i-au lipsit cel mai mult oamenii. Ce spuneam mai devreme legat de povestea aia, era un fel de metaforă și vreau să fiu eu politicos. Înțelegi? Hai să uităm subiectul ăla. Mergem mai departe. Nu e de... Oricum, acum că am vorbit de el, e clar că o să ajungă în tabloide. Nu? Aolea. Cine ne caută? Deja a ajuns. A apărut pe prima pagină în Can-Can? Da. Nu. A, uite, mi-a dat mesaj Andreea Dăian. E mesaj vocal și nu pot să... Ascultă-l să vedem ce zice. Probabil că te ceartă. Andreea e soția lui. Hai, zi-l, dă-l. Dacă ai curaj să-l dai tare. Stai așa să văd. Nu, că n-are rost. Tu chiar vrei să-ți faci rating. Nu să fac niciun rating, nu mă, okay. Chestia asta e... O ține de trecut de acolo și de dă tare, hai. Ce scrie între... Hai și dacă nu îl oprești, dacă... Nu. Ți-a scris, nu, să nu-l dai tare. Piersic.
Nu știu cine... Piersic. Nu mai dat cineva. Dă-i drumul. Lasă-mă și ai, mă, pe bune. Ce facem aici? Tu cășor. Păi vezi de ce n-ai curaj? Calma, ragații, calma. Calma. Da, da, nu, nu, dar totuși, hai să nu depășim o limită. Depășeam o limită dacă dădeam știu, un mesaj da, privat știu, al soției, să... celebrului actor? Bine, hai să ascult eu... Ascultă-te la... așa în surdină și mă fac eu... Mă duc afară, că... dai publicitate. Dau publicitate. Mă duc afară, păi să mă... Hai că merge o publicitate. Merge. Poate mă păcălești și nu merge, știi? Nu merge publicitate. Publicitatea, ne uităm pe telefon, vedem, adică să ne prindă când ne uităm pe telefon cine ne-a mai sunat, da, ce-a mai făcut. Știi că am fost la începuturi, apropo de începutul de televiziunii, primul care a avut un laptop și mesaje în direct, SMS-uri și mail-uri. Știi câte primeam? Mm. Și eu îmi propusesem asta, citesc în timpul emisiunii mail-uri, erau mii și mii. Adică nu puteai să faci, nu puteai, erau... Se bloca acolo chestia asta și nu te ajuta foarte tare. Așa, mai citeam cât un SMS. Dar asta când se întâmpla? Cu câți ani? Acum 25 de ani. Exact, acum 25 de ani. Ei, au trecut repede. Eram, pe vremea aia erau... Da. Nu știu chiar dacă din 96 am început, că 96 am început emisiunea, dar 97-98 cu siguranță aveam laptop. Da, ok. Da, au trecut repede. Deci repeți, da? Da. Să vedem ce iese din chestia asta. Rămâne același text de la început, în momentul în care îl citești, îl înveți, se schimbă, nu? Se mai îmbogățește. Dar e mișto cum am scris și eu zic rar chestia asta, știi? Adică ți-a ieșit bine, ai simțit adică că ți-a ieșit bine. 95%, 99% în unele cazuri, textul e scris așa cum rămâne și sunt lucruri care îl îmbogățesc pe parcurs. Dar acum am avut o mare bucurie la Timișoara. Să spun un monolog, prima oară a fost un fel de premieră, știi? Și culmea e că în primul spectacol, probabil din cauza emoției, am sărit două pagini de text și textul, monologul nu și-a pierdut coerența, dar mă rog, și-a pierdut din substanță. Știi? Câte pagini avea monologul? Monologul respectiv are vreo 10 pagini sau așa. Dar ne spui o pagină în seara asta? Nu e bine. Nu. De ce întotdeauna artiștii când vin într-o emisiune de televiziune... Nu toți. Pot să facă astea. Fric-flacuri? Te uiți pe masă? Nu, am nevoie de contextul ăla. Am nevoie de... Și nu putem să-l pregătim? E o convenție. Înțelegi? Teatru e o convenție. Filmul la fel l-ai făcut și oamenii se duc la cinema să-l văd acasă, dar nu mai face efort în momentul ăla. Iar la teatru face efort, dar într-o anumită lumină, într-un anumit climat. Dacă eu încerc să spun acum un monolog, e rupt mai total mulțărală din... E franjuit. Da. N-are rost, știi? Uh-huh. Dar, nu știu, trei propoziții care îți plac din monolog ăla... care ar fi să nu punem lumina, să nu facem, să nu intrăm în stare, care spun ceva care o să-i facă pe oameni să vină. Nu, nici atât. E un monolog care se întâmplă la telefon, asta e... Păi și vrei să stingem lumina, să fie așa mai puțin lumină și să vorbim la telefon? Nu, m-aș bucura dacă ai venit la spectacol când o să se întâmple. Siguranță o să vin la spectacol, când se va întâmpla? Și, păi nu știu, în toamnă undeva, dar... Dar de ce în toamnă, că nu e gata până atunci? Da, nu vreau să nu dau zor și am și alte lucruri. Adică dacă, de exemplu, o să lucrez la un film, ceea ce nu știu încă în momentul ăsta... Ce înseamnă că nu știi? Ești în așteptare? Sunt atâtea proiecte care depind de toată lumea testată, toți în regulă, în perioada respectivă. Și ești într-un proiect? Da, urmează să fii într-un proiect? Dar am mai fost în trei proiecte din noiembrie până acum și au căzut. Au căzut toate din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei, da. Că nu sunt bani, că sunt povești, tot felul. Deci nu se leagă niște lucruri. Sunt proiecte mai mici care pot fi duse la bun sfârșit. De asta e un proiect mai mare și încă nu știu ce se întâmple. Dacă se face, poate mă tund chestii, aștept provincia, știi? Aha, am înțeles. Trebuie să te tunzi în filmul ăsta. Da, da,
Deci aștept în momentul ăsta... E un regizor român care pune un film, poți să spui ceva? Da, nu, e un regizor român, dar e de vreme să spun, pentru că... Nu trebuie să spui cine e regizorul. Nici nu știu dacă o să fac parte din acest proiect, pentru că pur și simplu el este... E casting permanent? În momentul ăsta nu, în momentul ăsta nu e hotărât și nici eu nu sunt hotărât. Nu mai sunt student, am nevoie să citesc scenariu, am nevoie să... Să-ți dai acordul, de fapt, pentru a intra? În mod normal, în România, sincer spun, n-ar trebui să mai merg la un casting, știi? Mă duc, dar n-ar trebui. Pentru că am o experiență și o vârstă. Și cine te vrea știe ce fel caracter? Să se spună, da, uite, vreau să joci rolul ăsta și te chem pentru că vreau să văd dacă ai chimie cu actorul X sau cu tare. Asta da. Absolut. Înțeleg asta. Dar fac destule self-tape-uri pentru afară și s-a întâmplat, adică am făcut două roluri în străinătate pe baza unor self-tape-uri, știi? Te filmezi singur. Primiți? Scena învățată și tot, știi? Și din punctul ăsta de vedere sunt foarte profi, știi? Pentru că, da. Faci asta, te ocupi cu asta și știi să o faci foarte bine. Da, și ai filmat, ai făcut filme singur. Și știu clar că actorii afară, deci aici e un sfat, dacă pot să-mi permit, pentru orice actor din România. Actorii afară deja au mici studiouri, să le zic, improvizate, adică și-au luat niște lumini. Nu am lumini, dar fac în așa fel încât să mi se vadă ochii, știi, când nu te filmezi în penumbră, pentru că e rolul mai dark sau nu știu ce, nu contează. Ei vor să-ți vadă ochii, să-ți vadă fața, să-ți audă vocea, știi? Și atunci, microfon, chestii. Și chiar, care sunt criteriile, în afară de ideea că e bun pentru rolul ăsta, apropo de faptul că trebuie să se vadă ochii, pe criteriile prin care ești străinii? N-ai de unde să știi. E o loterie, pentru că sunt roluri pentru care am știut că dau 4.000 de oameni pe același rol, știi? Am știut că am 4.000 de oameni. Sunt convins de asta. Acum am scos o cifră așa, dar dacă vorbim de un proiect din America sau ceva, e clar că așa e. Și atunci e o chestie de șansă și eu știu de la agentul meu care e în Los Angeles că am rămas la un moment dat pe shortlist cu încă cineva. Înțelegi? Dar au fost alte motive, probabil distanța sau n-am idee, știi? În același timp a existat un proiect spaniol în care regizorul a schimbat naționalitatea personajului. Adică m-a plăcut atât de tare pe mine că l-a făcut pe bulgar, l-a făcut român. Înțelegi? Ăla era un personaj bulgar. Ce tare! Și a zis, nimic, îl facem român. Știi? Și după aia mi-am dat seama că el n-ar fi, adică el era atât de fixat pe mine, știi, că zicea nu fac filmul. După aia mi-a zis, știi? Nu făceam filmul fără tine, știi? Pentru că mi-a plăcut foarte mult și bineînțeles cred că ți-am povestit un pic de asta de Petra Martinez, că era o actriță în vârstă la ei și prima oară când am fost chemat practic să mă vadă Petra și să spună da, îmi place de actorul ăsta, am chimie cu el, știi? Iar acum ce povestea asta cu Samuel Jackson, cu poate știi, cu da. Michael Keaton, e amuzant că au scris unici că Piersic și Chirilă dau lovitura la au scris niște, pentru că noi avem niște roluri mici în film și Tudor și eu, știi? Eu cred că ne achităm ok de, nu știu, pentru că n-am văzut încă, dar o să știu exact ce am filmat. Și știu și bucuria de a filma cu Martin Campbell, care e o legendă deja, știi, între regizori, și felul în care s-a purtat cu mine. Părea destul de arogant și am văzut că și-a schimbat atitudinea și foarte mișto. Iar Michael Keaton este o poezie. Adică am stat cu el de vorbă vreo oră într-un cort de ăsta încălzit, așteptând să tragem. Și era foarte interesat, știi, să afle de ce am făcut, că am tradus piese, știa anumite lucruri și atunci am avut o conversație foarte mișto și uimirea, Marius, de a vedea un om care e totuși, știi, o stea de cinema, da? Totuși e un dialog firesc. Da, da. Asta, adică asta și tu... Și tu nu ești singur pe lume, adică n-ai cunoscut lumea ieri. Adică da. Știi bine, ai studiat, ai cunoscut oameni importanți. Da, e o emoție. Ai cunoscut și în... Da, iată-mă, te rog. Nu, e o emoție pe care emoția rămâne. Ai, pentru că vezi că omul ăla se comportă
normal, normal, firesc. Și sunt și oameni care... face și curtoazie într-un fel, adică se poartă cu un fel de curtoazie. Da, exact, exact. Da, asta e chestia care ține și de clișele legate de români și România în general. Da. Da. Nu îți dai seama că știi că mă dă modestia afară din casă, de multe ori mă împinge pe scări. Dar uite, în vacanțe cu Daria cunoșteam oameni și nu erau oameni importanți. În România? Nu, străinătate. Da, străinătate. Și erau surprinși că noi suntem din România, că eu da. Sunt ziarist, felul în care ne comportam, că Daria vorbea perfect engleză și... spunea atât de lucruri, mai ales în coace. Când... Da, asta e dureros, știi, apropo de felul în care ne percep. Da, ei, da. Da, da, dar mă durea de fiecare dată. Adică constatarea era pe undeva și dureroasă. Da, dar sunt destui oameni care au participat la imaginea asta negativă. Asta e adevărat, dar asta nu înseamnă că trebuie da. Să pui ștampila pe un popor întreg și pe o țară întreagă. Da, da. Nu erai un actor oarecare, da, care a stat în actor, care a stat în cord cu regizori, cu actori celebri. Adică nu știa chiar dacă emoția există. Și știau și ceva despre tine, că ai făcut lucruri, adică te priveau totuși, nu? Într-un fel frumos. Asta știau, nu știau dinainte, pentru că rolul meu era destul de mic și atunci era doar faptul că aveam un schimb de replici foarte mic sau el are Michael Keaton o oprire și o fel de relație cu mine pentru o clipă și se gândea cum ar fi replica lui bună. A băgat ceva de la el, adică în afara textului și regizorul a zis, da, ce mișto e asta, țină și de reacția lui Florin și nu știu ce. Dar asta era doar începutul unei conversații normale. În momentul în care îi pregătesc setul și tu stai cu omul ăla și, nu știu, mănânci o portocală în cortul ăla încălzit. Că era frig acolo și așa. Și în 5 minute conversația devine normală. Și vine ușor, știi, asta e mișto, că se leagă într-un fel. La fel cum... Ai fost cu Tudor sau ați filmat separat? Nu, am filmat separat, m-am întâlnit cu Tudor. Cum se cheamă filmul? Se cheamă The Protege, Protejatul și este... E chiar o rețetă mare, adică știi, a apărut trailerul acum o săptămână și în 2 zile a făcut 3 milioane de vizualizări pe YouTube, adică ceva incredibil. Vreau să zic de Ethan Hawke, pe care când l-am cunoscut, apropo de normalitatea lor, l-am cunoscut la ambasada Americii, era o seară din asta în care era un eveniment în care el era ceva și de caritate și prezența lui acolo era și ca să ajute. Parcă mama lui se ocupă cu... Știu, da, Leslie, da. Uh-huh. Dar l-am cunoscut și felul în care a vorbit, apropo de felul în care a vorbit cu mine și felul în care a vorbit cu toată lumea. Știi, apropo de liniștea interioară de siguranță a unui actor de la Hollywood, de, știi? Las că și tu ai siguranță ta. De normalitatea asta. Și tu cu oamenii, asta, când mergi la foarte... Ancora, dacă intri în vorbă cu un altul, te comporți normal. Nu ești, chiar dacă ești sociopat de multe ori. Da, da. Așa că fiecare cu liniștea lui... Dar eu nu vorbesc cu nimeni la Ancora, eu acolo mănânc. Păi da, nu vorbesc pentru că mănânc. E diferență între film și... teatru, care, unde, cum se face diferența pentru tine, pentru Florin Piersic Junior? E o diferență pe care nu mai știu să o explic. Pentru că nu pot să Ce? Nu vorbeam cu pe producție. Pot să dau exemplu, de exemplu pe actorii de la Sibiu care am lucrat anul trecut și care au sărit de la spectacolul de teatru la filmare, aceeași piesă adaptată pentru ecran. Și foarte, foarte rapid, fiind rodați cu textul și nu știu, au făcut pasul imediat. Adică s-au simțit bine și noi am filmat lungmetrajul ăla în 2 zile jumate. Diferența, deci, diferența se simte, dar nu știu să o explic. Diferența era a face un pas înapoi, uneori mai mare, da, chiar mai mare, și să renunți la un anumit fel de a declama sau proiecția necesară în sala de teatru, pentru că trebuie să te audă și ăla din ultimul rând, spectatorul de acolo, a dat bani pe bilet. Ce a zis? Nu e ok.
Știi, și atunci la teatru oricum lucrurile se fac în așa fel încât să se audă, să se simtă, să, știi? Dar apropo de freak show, să știi că oamenii din primele 4-5 rânduri sunt mai avantajați. Chiar dacă simt mai bine. Da, pentru că eu am microfon, ok? Eu am microfon la care pot să vorbesc și am împărțit totul ok. Dar aia simt mai bine, văd mai bine o lacrimă, văd mai bine o... Sunt anumite chestii, hai să le spunem, cinematografice. Pentru că nu e un spectacol în care eu fug de colo-colo sau fac ceva tumbe prin scenă. Eu stau pe un scaun sau stau la microfon și... Am înțeles. Evoluez în personajul ăla. Și din punctul meu de vedere trebuie să te prindă povestea scurtă pe care o vezi și să o înțelegi. Dar spune. Nu tu ai jucat spectacolul ăla cu Răzvan Vasilescu? Nu. Pavlu. Pavlu, da. Dar fiind amnezic și... Semănați cu Pavlu. Da, știu, foarte tare. Mi s-a mai spus oricum. Da, ca două picături de cerneală semănați. O picături de nas. Așa se spune. Semeni ca două picături de nas. Ca două picături de vizin, ca două picături de ochi. Ne-a mai scris cineva Florinel. Cum? Ne-a mai scris cineva... Mi-ai zis Florinel? Ne-a mai scris cineva? Florin, ne-a mai scris cineva? Nu știu, dar mă așa scrie pe cartea de vizită. Vino mai aproape să vreau să te întreb ceva. Direct. De ce să mă sune? Cineva care nu m-a sunat de noi. Poți să vii un pic mai aproape, că vreau să nu ne audă foarte multă lume și... E distanțarea asta socială, mă sperie. Vezi să-mi pun masca asta. Poftim? Ba, vii mai aproape și te pup și pe gură, vrei? Da, dar fără limba, dacă se poate. Lasă masca. Fără bulangeală. Zice că am un... Ce spune filmul românesc? Nu, te rog, dă-ți-o jos. Păi se vede barba albă. Până acum nu se vedea că era barba albă. Zi. Ce ție spune filmul românesc? De asta vrei să stăm mai românesc? Filmul românesc în general... Nu, în particular. Nu, vorbesc serios. Da, filmul valul, da. Participăm la festivaluri. Festivalul. Noul festival. Filmul românesc crește de la o zi la alta. nu râde, că așa e. Nu râde. Și spun să prind porumboiu. Lasă-mă cu acești dinozauri și mașinile lor zburătoare. Ăsta sunt dinozauri? Deci, ascultă, nu. Și eu sunt un dinozaur. Caranfil? Dar, nu, jură. Deci aștept cu interes ziua în care să lucrez cu regizori tineri. Da? De sper ce? Să nu fiu, sper, să nu ce? Fiu, sper să nu fiu geriatric. De ce? Da? Pentru, de ce aștept? Pentru că sper să existe și altfel de filme românești. Pauză. Pauză. Suntem în direct și la ora de vârf. M-ai întrebat de film și mi-a amintit domnul de la cameră. Un pas în urma Serafimilor. Foarte mișto. Eu am scris undeva, îmi aduc aminte perfect, am scris pe Facebook, asta ar fi trebuit să fie propunerea României la Oscar. Știi? Și nu ca un compliment pentru Daniel Sandu, pur și simplu un film la care poți să trăiești senzațiile alea. De ce simți nevoia unui regizor tineri care să vină cu altă... Știi de ce a fost acuzat? Iartă-mă când te rog. Te rog. A fost acuzat că a folosit manevre hollywoodiene. Pentru ce? Pentru că a băgat din când în când o muzică de ilustrație. Deci așa de tare s-au cretinizat anumiți oameni în industria asta, pentru că ei nu văd decât realismul, știi, neorealismul. N-ai voie să bagi muzică. Eu înțeleg chestia asta, e ok. Dar de ce să nu-l lași pe la asta? De ce să-l acuzi? Știi, că a făcut un fel de copie, când pe mine m-a emoționat filmul ăla. Și știu foarte bine că a băgat muzica aia foarte bine acolo ca să-mi facă mie bing în cap și să-mi facă mine lacrima. Amplifice starea. Când de la, nu știu ce face cu cartea, am uitat. Lumea care a văzut filmul sigur știe. De ce să fie acuzat de asta? Ce făcea cu cartea? S-a deschis cartea singură, nu? În biserică. Așa, nu? Da, vorbesc cu domnul de la cameră. Poți să vorbești cu oricine aici. Amnezic. L-ai văzut filmul? Cea mai liberă emisiune din Sud-Vestul. L-ai văzut? Da. Are o scenă în care fiind... Să recunosc că am ocolit, în afară, dacă n-au fost pe Netflix, n-au fost pe...
HBO sau Netflix sau HBO, cred că a luat HBO, dar e de văzut în continuare, pentru că acum vorbim de un moment în care el își caută... Și muzica amplifica acea imagine, acea emoție și așa mai departe. Mi se pare firesc. Are o scenă de dragoste între doi adolescenți care este ceva de fai de mine. Deci doi adolescenți care se tatonează. Cum se cheamă filmul? Un pas în urma serafimilor. Pentru cei care au deschis mai târziu cu 30 de ani televizorile. Da, da. Așa, zi, poveste. Zi că... Uite, e un film românesc care îți dă speranțe, știi? Și e o fază, o scenă în care doi adolescenți se tatonează. Sexual, vorbim. Dar ei e bine făcută, e excepțional făcută, pentru că are o puritate. E adevărat. Găsești, nu crezi știu, în ea. Eu nu știu cum a făcut-o. Dacă eu nu știu cum a făcut scena aia, e și ceva. Eu mă mir, știi, atunci, știi, nu pot să spun, da, știu, a folosit manevra X. La teatru te duci? Te duceai? Da, mă duc și ultimul spectacol, chiar genial, este 2 plus 2 egal 5, în regia lui Radu Iacoban. Da. Cu Ionuț Vișan și Radu Iacoban la Teatru Mic. Și l-am văzut acum vreo două luni, am fost privilegiat, pentru că n-am intrat decât vreo 40 de oameni cu măscuță, distanțați. Am văzut și eu Bull la Teatru Mic și mi-a plăcut. Minunat, am văzut acum o săptămână. L-ai văzut? Nu. Pe cine? Bull. A avut premieră acum vreo... Nu, dar acest... nu l-am văzut. Acest 2 plus 2 egal 5, care este adaptare după Crimă și pedeapsa lui Dostoievski, trebuie văzut, pentru că e jos pălăria. Scenografia lui Tudor Prodan de Rămâi Așa... Și tu joci într-un spectacol la Teatru Mic, se mai eu joacă? Eu jucam în Legături primejdioase, care nu se mai poate juca acum. Da, dar... Dar tu jucai numai în spectacole care nu se mai pot juca. Pentru că, hai să spun, deci Legături primejdioase avea 3 ore jumate, Vestul Singuratic avea 3 ore jumate. Să stai cu masca 3 ore jumate și tu... Dar nu se justifică, Marius. Deci, la Legături primejdioase, în condiții normale, la Teatru Mic, intrau 130 de oameni, cel mult. Păi dacă suntem 30... Între 30. Câți? 40. Cât să plătească biletul pentru ca să se justifice? 3 ore și jumătate. Da, cu pauză. Cum e asta cu publicul când joci în fața a 1000 de oameni, 500 de oameni și 100? Nu, 1000 de oameni, nu știu. Nu, 500 sau 100? 500. Care e? 500 e ok, 1000 nu mai n-ai unde să-i așezi în așa fel încât tot să fie fericiți. E o absurditate pentru teatru. Ăla nu mai e teatru, e show, hai să facem circ, știi? E circ. Dar 500 e ok, e o limită. Teatrul Național din Timișoara are 500, nu știu, dau seama că mai sunt teatre în care încap 500 de oameni și care reușesc să-și păstreze o anumită intimitate. Am jucat freak show în situații de genul ăsta sau 1000 de motive. La Teatrul Național, când am fost ultima oară, eram în rândul întâi și mă uitam în spate și ziceam, cred că ar merge și aici. Mă gândeam efectiv la distanțe și la felul în care, știi, care percep spațiu. E ciudat. E mult spațiu până deci la loja. Deci vorba de spațiu și număr de oameni care te privesc. Da, iar totuși acest spectacol pe care urmează să-l fac are nevoie de o anumită intimitate. Adică mi-aș Freak Show 2 ăsta. Freak Show volumul 2, da, așa se va chema, pentru că vreau să fiu cinstit, știi, și să știe lumea, mai ales cei care au văzut Freak Show primul, să știe că despre ce nu poți să le joci nu în același spectacol, nu poți să în paralel să joci și să joci și pe unul și pe celălalt sau ăla iese. Pot, pentru că cel vechi l-am pe dischetă, știi? Acum cel nou începe să... Vezi că l-ai atacat pe taică-tău și eu nu pot să fiu de acord. L-am atacat în apărarea pe lui. Taică? Nu, cum? Da, păi a jucat cu mulți oameni în sală. Eu am fost în sală unde erau și o sară în apărarea dânsului și va trebui aici să... Aici discutăm de altceva. Poftim? E caz unic, fenomen, eu vorbeam de teatru, nu de un fenomen al naturii, da, o stihie al naturii. Mi-aduc aminte că am fost la un spectacol acolo și... n-ai dar el era unic, măi, nu se întâmplă. Adică era un spectacol, trebuia să înceapă spectacolul, înainte spectacolul a venit și a vorbit cu oameni. Nu există așa ceva. Știu, e o manevră, dar e mișto. Da, dar lui se potrivea, era extraordinar și era
orice. O chestie de decon... Sala era încordată un pic, da, era domnul așteptat. Și făcând asta, dintr-o dată se liberau exact. Energiile și era extraordinar. Am fost tentat să o fac de multe ori, pentru că eu... Că ești fiul lui tata. Nu, are legătură, nu înțelegi. E vorba de... Nu are nicio legătură, tu nu mai știi de glumă. De a câștiga, de a câștiga... Ce naște din șoare și tot pisic... Băi, ascultă-mă puțin, alu, 2.10, 2.6, deci... Ca să câștigi un pic de capital de simpatie din partea publicului, vorbești puțin cu ei, e o chestie normală. Și atunci începi cu altă energie. Ești mai relaxat, ești mai liniștit, da? Emoțiile le are, chiar dacă are 85 de ani. A apărut acum o săptămână la Iași, a jucat Străinii Noapte. Și știu despre ce e vorba, cunosc aceste emoții. Dar... Încă la vârsta mea, mi se pare mai fel să te duci să te arunci în gura leului, da? Fără să... Să ai momentul de felul ăsta. Dar aici, dacă e să vorbesc despre el, el este un show în sine. Deci, în afara spectacolului, e alt show. Florin Piersic, da? Și atunci el poate să stă o oră de vorbă cu ei, să fie fericit, urmează și un spectacol. Deci, ăla e bonus. Înțelegi? Da. E altceva. L-ai apostrofat de vreo două ori și m-a deranjat foarte tare. De ce? Știi cu ce? L-ai apostrofat, ai luat cu el că vorbește foarte mult. Lasă, frate, să vorbesc. Nu, n-am. Ba da, și ce ți-e teamă de asta? Ba da, ai zis. Nu, probabil că ai zis o glumă. Exact când ai spus și ce ai spus, stai liniștit. Că nu-ți fac nimic pentru asta. Zi ce am zis, ca să mă apăr în fața asta. Când era la un moment dat, erai undeva, într-o sală undeva și început să se vorbească. Și tu era spectacolul tău sau tu organizai ceva și ai sărit să-l tai, hai, lasă... Știi că ăla, un copil care nu-și mai lasă părinții să vorbească. Ce să spun? Totuși era Florin Piersic. Și ce, vrei să preia el spectacolul? Da, și el inclusiv asta. Nu, aici sunt niște reguli. Ce reguli există aici? Aveți, există niște reguli pe care un spectator trebuie să... N-ai făcut-o brutal. Și după aia, nu, n-am făcut-o brutal. Ai făcut-o... Am făcut-o brutal. Aproape nepoliticos. Nu, niciun caz. Ai făcut-o... Nu, da, îți dai seama că eu pot să-mi permit și să spun. Bineînțeles, da? Că poți să-ți permiți și puteai să o faci și să te joci. Atunci mi s-a părut că ai intervenit un pic... Da, când este, despre ce moment discutăm? Dar nu mai știu, l-am văzut. Dacă nu mai știi, dar în general așa... L-am ținut minte, era la Cluj, era un festival, era ceva, nu mai știu. Era undeva și i-a pus și el să spună și ai tăia macaroana, cum se spune pe românește. Nu o să te el niciodată pentru aia, pentru că pe mine m-a durut. Bine, hai să ne pupăm pe gură. Mai stă la sfârșit, mai stăm un pic. Dar de ce mi-ai dat o notificare? Da, ți-am dat o notificare cu ceva care îți place ție. Hai să-ți arăt ceva, uite, apropo de lume, ce se întâmplă. E la Ancora, unde îți place ție. Okay. Hai să dăm filmarea de la Paris. Uite că se schimbă lumea. Știi că parizienii... Au avut restaurante de terase închise de 7 luni. Și astăzi... Și crezi că e bine? Nu era bine. Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi. Hai. Nu numai la terase, ci și la muzee, să vezi. Ia să vedem. Dar ce schimb? Da, erau și niște imagini cu terase, n-au mai, nu? Era zgomot, era... Da, erau bețivi. E greu să dai cu terasele, bine că m-am anunțat că dăm de la terase. Era prăpăd, a fost și o vreme de așa natură astăzi, eu prost că le-am trimis materialele. Ploua, derupea pământul, era sfârșitul lumii, când prima zi în care... Și... Cum? Pandemia? Vorbim despre, după o pauză, despre pandemie? Facem și pauză? Ai ceva de spus despre pandemie? Dar până la 12, vrei să fii Gadian Dan Diaconescu. Dan Diaconescu direct vine după 12. Pauză.
avem două minute. Te uiți, Florin, tot mai dăm un telefon, eu sunt pe Insta Story. A fost mișto, nu? Emisiune liberă. Da, liberă. Cea mai liberă emisiune din centrul capitalei. Hai că a fost mișto, s-a legat, nu? Nu știu. Nu mă pricep, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce am zis. A fost bine. Prostie. A fost bine, nu? Ai zis foarte multe lucruri foarte frumoase și vreau să ții frumos. La revedere, cu pandemia, cum a fost? Vila pentru teatru, tine? Da? Cum a fost pandemia? Mm. A fost bine, nu? Ți-a plăcut pandemia, nebunule? Ești tâmpit, total tâmpit, da. Zi dacă ți-a plăcut pandemia sau... Vino să te pup pe gură. Nu, mai stăm un pic în afară. Nu, dar nu cum așa. Pe gură. Ne vedem mâine seară. Mulțumesc, da. Florin Piersic. Trebuie încet, încet, fără junior. Jură. Îți place asta cu jere? Da. Cu jere? Hai, bine. Ce? Ok, dar mamă, stai ce forță ai. Păi tu ești dita mai omul, ce naiba? Câte chile ai în viu? Și trebuie să te țin așa. Câte chile ai în viu? Câte chile ai în viu? Nu mai stai cu coșa? Trebuie să stau așa și să mai țin 100 deja. 100? Da, e nasul, am luat-o pe panta. Păi panta pandemiei. Ce faci? Nu te arunca nebunule. Hai să ieșim din emisiune. Mersi mult. Și eu. Ținem aproape. Ne vedem mâine.